Deschidem Sfânta Scriptură la Epistola lui Iacov, capitolul 1, de unde citim versetele 13 la 15, trei versete. Citim cuvântul Domnului care spune așa: nimeni când este ispitit să nu zică: sunt ispitit de Dumnezeu, căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni, ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Apoi, pofta, când a zămislit, dă naștere păcatului. Și păcatul, odată făptuit, aduce moartea. Amin. Vă rog să reocupați locurile. În seara aceasta, cu ajutorul Domnului, aș dori să aduc un mesaj pe care l-am intitulat: cum să biruiesc ispita. Acest subiect este mai important decât ni se pare la suprafață, frați și surori. Nu-i chiar cel mai plăcut subiect, e mai plăcut să vorbim despre dragoste, e mai plăcut să vorbim despre har, e mai plăcut să vorbim despre ziua răpirii, dar e mai greu și nu-i chiar așa de plăcut să vorbim despre ispită, dar este extrem de necesar, fraților, dacă noi realizăm cât de important este acest subiect. Biruința e câștigată pe jumătate, doar în momentul în care am realizat lucrul acesta. Știți că în rugăciunea Tatăl nostru, rugăciunea domnească, The Lord's Prayer, sunt doar trei lucruri esențiale pe care Domnul Hristos ne-a învățat să le cerem noi, pentru noi, de care noi avem nevoie. Numai trei. Și una dintre ele are de-a face cu ispita. Unu, dăm pâinea cea de toate zilele. Două, iartă-mă, Doamne. Și trei, păzește-mă, izbăvește-mă de ispită. Înseamnă că ispita e reală, e serioasă. E o chestiune la care trebuie să ne gândim, pentru care trebuie să ne rugăm. Și nu știu cât de des ne rugăm noi: Doamne, nu mă lăsa să cadă în ispită. Cât de des. Și uităm uneori că există ispite, deși că ispita e pe urmele noastre în fiecare zi. În ziua sau noaptea în care Domnul Hristos a fost prins în grădina Ghețimani, țineți minte cuvintele pe care le-a rostit Domnul ucenicilor, care n-au putut să vegheze în rugăciune? Un ceas n-ați fost în stare să vegheați? Rugați-vă de ce? Rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Înseamnă că ispita e reală. Înseamnă că ispita e parte din lupta noastră zilnică. E adevărat că nu totul în viață e ispită. E adevărat că sunt și lucruri neutre. Altele sunt bune, nu trebuie să ne luptăm împotriva lor. Ispitele sunt acele momente în care diavolul așează o cursă. Diavolul așează o cursă. Biblia o numește capcană, laț sau momială. Capcana e pentru animale sau poate să fie pentru oameni. Lațul de obicei e pentru animale. Momeala de obicei este pentru pești. Adică ispita e ceva foarte periculos ascuns într-un veliș plăcut, atractiv. Are o formă plăcută a atracției, a plăcerii. Eva, în grădină, Genesa 1:6, ne arată cum ea a fost ispitit. Aici, în grădină, prima ispită, prima cădere în păcat, ne prezintă trei dimensiuni ale ispitei. Și acestea pot fi identificate, ele pot fi găsite și în alte experiențe și exemple din Scriptură și pot să fie găsite în viața noastră. Dacă reușesc să identific ispita, pot să o biruiesc, pot să mă lupt împotriva ei.
Dar dacă sunt cu mintea în altă parte, în altă lume, românul spune că dacă umbli cu capul nori, adică nu-ți dai seama de ce se întâmplă, împotriva la ce să te lupți? Prima dată trebuie să-ți dai seama și să-mi dau seama și să identific ispita. Și haideți împreună să ne oprim la aceste trei dimensiuni pentru început ale ispitei. Prima dimensiune este atracția firii pământești. Asta e prima dimensiune a ispitei. Așa o identificăm, așa apare întotdeauna. O atracție a firii. Genesa 3:6 spune: femeia a văzut că pomul era bun de mâncat, plăcut de privit și că pomul era de dorit ca să deschidă mintea cuiva. Adică diavolul nu va pune niciodată în fața mea și în fața dumitale o ispită care să nu fie atractivă, că you turn around and you walk away. Întotdeauna apare ca ceva atractiv. Iosua 7:21, cazul lui Acan. Am văzut în pradă o manta frumoasă de siniar, 200 de sicli de argint și o placă de aur în greutate de 50 de sicli. Le-am poftit, m-au atras, le-am dorit, a fost un magnet în ele. Iacov 1:14 am citit: ci fiecare când este ispitit, este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Deci întotdeauna ispita, și asta e prima dimensiune în care se desfășoară ispita, întotdeauna ispita prezintă ceva atractiv și plăcut firii pământești. Ăsta ar trebui să ne aprindă beculețul imediat. Stai așa un pic. E atractiv pentru fire sau e atractiv pentru duh? E plăcut lui Dumnezeu sau nu este plăcut? Are Dumnezeu ceva de spus vis-a-vis de această atracție a mea? Și intrăm în a doua dimensiune. Deci prima e atracția firii, plăcerea firii, dorința firii, pasiunea firii. A doua dimensiune este interdicția divină. Interdicția divină. Dacă Dumnezeu nu zice nimic împotriva atracției respective, nu-i nicio problemă, nu-i niciun păcat. Adică, dacă ți-e foame și ești atras de mâncare, nu-i niciun păcat să mănânci, mai ales dacă nu ești în post. Păcatul-i dacă te îmbuibi la așa ceva sau împotrivă la așa ceva, vorbește Biblia. Dar nu vorbește împotriva dorinței de a mânca. Și bine, dacă mâncarea îți place și ai poftă de mâncare, înseamnă că ești sănătos și ok. Dar în momentul în care Dumnezeu are ceva de spus împotriva dorinței firii, intrăm în dimensiunea aceasta a interdicției divine și trebuie fiecare atracție a firii, trebuie să o analizăm din perspectiva Bibliei și să vedem dacă Dumnezeu are ceva de spus. Să vedem dacă Dumnezeu interzice sau nu lucrul respectiv. Este un conflict între poftă și porunca lui Dumnezeu. Îmi place, dar Dumnezeu a zis nu. Îmi place, dar Dumnezeu îmi interzice. Îmi place, dar Dumnezeu pune stop. Îmi place, dar nu este bun. Pentru că Dumnezeu spune că nu este bun. În momentul în care am intrat în această dimensiune, trebuie foarte atent să analizez plăcerea și dorința mea, atracția mea. Pentru că asta îmi spune dacă e bine sau dacă nu e bine. Asta îmi spune dacă e îngăduit sau nu e îngăduit. Asta îmi spune dacă e ispită sau nu e ispită.
Că repet, dacă ți-e foame și ai dorință să mănânci, nu-i niciun păcat. Asta nu-i ispită. Asta e ceva natural. Dacă ești căsătorit și când ajungi acasă, simți atracție intimă față de nevastă, asta e bun. E de la Dumnezeu. Și chiar ceva sănătos. Asta nu-i ispită. Asta nu-i păcat. Întotdeauna, în această a doua dimensiune, vedem ce spune Dumnezeu vis-a-vis de atracția pe care o avem. Și numai așa putem să o analizăm corect. Iată Genesa 3:3. De ce atracția femeii a fost o ispită? Atracția femeii față de pom. De ce? Genesa 3:3. Dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis: să nu mâncați din el și nici să nu vă atingeți de el, ca să nu muriți. Astea sunt cuvintele lui Eva. Așa a zis Dumnezeu. Deci atracția e ispită. Nu e o plăcere normală, nu e obișnuită, ci intru pe terenul interdicției divine. Iosua 6, 17 la 18 descrie ce a zis Dumnezeu vis-a-vis de mantaua de șiniar, vis-a-vis de sicli și vis-a-vis de placa de aur. Iată ce spune Dumnezeu: cetatea să fie dată spre nimicire. Și apoi, înspre final, feriți-vă numai de ceea ce va fi dat spre nimicire, căci dacă veți lua ceva din ceea ce va fi dat spre nimicire, veți face ca tabăra lui Israel să fie dată spre nimicire și o veți nenoroci. Dacă Dumnezeu n-ar fi spus ca să nimicească tot ce e în cetate, nu era nicio problemă. Dar pentru că Dumnezeu a spus, Acan trebuia să fi pus frână, trebuia să se oprească. Nu trebuia să continue drumul. Atenție mare! Vreau să repet că lucrul ăsta e esențial, fraților. În momentul în care avem o atracție, o plăcere, o dorință a firii pământești, pe care Dumnezeu o interzice, o oprește, trebuie să ne oprim. Suntem în dimensiunea ispitei și a ispitirii. Trebuie să fim cu luminițele aprinse, cu antenele ridicate pe lungimea de undă a Duhului, că acolo Dumnezeu ne spune, oprește-te, ai grijă. Că dacă nu, intrăm în a treia dimensiune a ispitirii. A treia dimensiune. În a treia dimensiune începe justificarea încălcării poruncii. Adică, ascultați-mă, îmi place, sunt atras, Dumnezeu a zis nu, dar trebuie să existe o explicație. Cumva pot să încalc porunca lui Dumnezeu, pot să calc, să trec de cuvântul lui Dumnezeu și totuși să mă justific cumva. Nu a zis Dumnezeu chiar așa. Asta e formula, frați și surori. Nu-i, mă, fraților, mă, nu-i chiar așa. Voi credeți că chiar așa? Asta e expresia. Când vorbim despre lucruri care plac firii și pe care le condamnă Dumnezeu, le acuză Dumnezeu, le oprește Dumnezeu, vin oamenii firești sau pe jumătate firești și spun: dar chiar așa? A, nu, mă, nu se poate. Trebuie să existe o explicație. Trebuie să justificăm încălcarea poruncii cuiva. Auziți ce spune șarpele? Oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Prima dată pui sub semnul întrebării. Mă, chiar așa ai scris? Oare chiar așa a zis Dumnezeu? Și ăsta e debate-ul, ascultați-mă, și cei mai în vârstă și cei mai tineri. The younger ones. This is the argument of this generation. Does it really mean that?
That's the explanation. If we don't like something, if the flesh doesn't like something, then we say, I don't know if it really says that. I don't know if that's the true interpretation. You know what? We're back in the garden. That is the oldest trick. Oare chiar a zis Dumnezeu, dar diavolul se lingușește pe lângă Eva așa cum se lingușește pe lângă tine? Chiar a zis Dumnezeu? Mă, n-a zis chiar așa. Dimpotrivă, Dumnezeu știe ceva ce tu nu știi. Și Dumnezeu vrea să te oprească de la un beneficiu ascuns. Auzi ce spune diavolul? Hotărâți că nu veți muri, dar Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca din el, vi se vor deschide ochii. Adică, atracția asta e bună, zice diavolul. Atracția asta e bună. Dumnezeu a ascuns ceva, nu ți-a spus tot. Da, e adevărat că a zis să nu faci, să nu te atingi, să nu te duci. Dar asta pentru că Dumnezeu a ascuns ceva. Nu poți să ai încredere în Dumnezeu 100%, zice diavolul. Nu te lua după ce ai scris că nu se interpretează așa. Aici suntem în generația noastră. Și nu mai e nimic ispită. Nu mai e ispită. Și noi ne luptăm. Ne luptăm de la învon cu Biblia. Fraților, nu-i bine. Noi chiar așa? Măi, numai noi o să fim mântuiți? Chiar a zis Dumnezeu în felul ăsta? Voi credeți că chiar așa va judeca Dumnezeu? Dumnezeu ascunde ceva și noi nu știm tot ce știe Dumnezeu. Așa i-a vândut minciuna și ispita, a vândut-o diavolul la Eva și Eva a luat. Ăsta e argumentul folosit de diavol întotdeauna. Nu-i chiar așa, e ceva ce tu nu știi, Dumnezeu n-a spus totul, tu poți, nu poți să te încrezi complet în ce a zis Dumnezeu. Să știi că este și o altă perspectivă, s-ar putea să fie și o altă interpretare. Ascultă-mă, dragul meu, cât de serios privește Dumnezeu nesocotirea cuvântului scris? Dumneata, ce părere ai? Cât de serios privește Dumnezeu? Cum interpretează Dumnezeu? Că noi putem spune tot ce vrem noi. Și tu poți să ai argumentele tale și justificările tale. Tu te justifici și zici, nu-i chiar așa, noi nu înțelegem bine, în greacă spune așa, în ebraică spune altfel, traducerea lui Cornilescu spune așa, românii zic așa, americanii spun altfel și noi căutăm scuze. Noi ne justificăm, asta e a treia dimensiune a ispitei și a ispitirii. Ne justificăm cumva, ca să putem să încălcăm ceea ce a zis Dumnezeu. Dar cât de serios privește Dumnezeu lucrul ăsta? Noi putem să ne eschivăm, să dăm tot felul de explicații. Ce s-a întâmplat cu Acan? Acan a avut explicații. A văzut mantaua, a văzut banii, a văzut placa și el a avut explicații. Mă, sunt prea faine. Dar undeva în ureche răsuna cuvintele. Dumnezeu a zis că e spre nimicirea asta, să nu te atingi. Da, dar nu cred că e chiar așa. Nu fi chiar așa. Oare chiar așa a fost, fraților? Ce s-a întâmplat cu Acan? Ce s-a întâmplat cu casa lui Acan? Cu familia lui Acan? Cu copiii lui Acan? E dezastru, ne-e și greu să vorbim. Cât de serios privește Dumnezeu încălcarea poruncii? Cât de serios judecă Dumnezeu pe omul la care Dumnezeu îi spune asta să nu faci și omul face. Omul face, că el își găsește scuză. Ce s-a întâmplat cu Uza din Vechiul Testament? Uza, care și el a făcut o slujbă care nu i s-a încredințat. Nu era datoria lui. Nu era geamului. El a văzut că se înclină carul și s-ar putea să se răstoarne cu chivotul.
Și el s-a gândit să-l ajute pe Dumnezeu. El a zis, măi, nu-i geabul meu. Eu nu pot să mă ating de el. Să-l apere Dumnezeu, să-l țină Dumnezeu. Că nu-i geabul meu să mă bag la chivot. Și cât de serios a privit Dumnezeu lucrul ăsta? L-a lovit pe Uza. Cât de serios a privit Dumnezeu pe Anania și Safira? Vorbeam de biserica primară, de prima minune. Iată că a doua minune. Numai că minune nu cum a plăcut bisericii. N-a fost o experiență plăcută. Cum a judecat Dumnezeu? Cât de aspru a judecat Dumnezeu? În fapte 5, pe Anania și Safira, care s-au gândit că un pic de minciună nu-i mare lucru, un pic de păcăleală, de înșelăciune nu-i mare lucru și a să da pe față ceea ce nu sunt, nu-i așa mare lucru. Cum a privit Dumnezeu lucrul ăsta? Că nu-i mare lucru? Frați și surori, să ne uităm în Scriptură și să vedem că Dumnezeu își ia în serios cuvântul Lui. Dumnezeu își ia în serios cuvântul. Dumnezeu se ține de cuvântul Lui. Dumnezeu, dacă face o promisiune, El se ține de promisiune. El ne-a dat promisiunea mântuirii, se ține de promisiune. Dar Dumnezeu ne-a dat cuvântul Lui și să ne învețe. Să ne învețe. Să trăim pentru El. Noi suntem un popor ales. Poporul lui Dumnezeu este poporul care ia Scriptura și spune, Doamne, ce-ți place ție și ce nu-ți place? Cu ce ești tu de acord și cu ce nu ești de acord? E singurul cod sfânt după care trebuie să ne luăm, fraților. Că uitați-vă ce se întâmplă în lumea asta. Nu-i ispită nimic și nu-i păcat nimic. Dimpotrivă, acum se ia păcatul și pus pe pedestal. I se face statuie la păcat. Se închină lumea la păcat. Se pune manta preoțească pe păcat. Urăciunea pustirii în locul preasfânt în zilele noastre. De ce? Pentru că oamenii spun, mă, nu-i chiar așa. Come on! God loves everybody! Cum să vorbiți voi împotriva unor lucruri sau unor oameni? Doar Dumnezeu iubește pe toți. Oh, really? Yes, Dumnezeu iubește pe toți, dar uite-te în Biblie că cu toată iubirea lui Dumnezeu, când cuvântul lui Dumnezeu a fost fidat și a fost călcat în picioare, Dumnezeu a scos sabia, a avut soluție. A scos sabia și a lovit, a trimis îngerul nimicitor, a trimis foc din cer, a avut Dumnezeu soluție pentru oamenii care n-au ascultat de Dumnezeu. Ce spune Iacov? În Noul Testament, fraților. În Noul Testament, ce spune Iacov? Când este atras de pofta lui însuși și momit și păcatul odată înfăptuit, ce face? Ce face? Aduce ce? Unii zic că aduce viață. Asta crede lumea acum. Nu-i nicio problemă. Păcatul nu-i nicio problemă. A intrat lumea într-o stare de apostazie și a întors spatele către Dumnezeu și își bate lumea joc de cuvântul scris. Dar biserica lui Dumnezeu trebuie să rămână lumină, fraților. Poporul lui Dumnezeu are Biblie, noi avem cod. Ăsta nu-i legalism. Sigur că la diavolul îi convine și ridică oameni chiar din biserică. Din biserici ridică oameni ca să atace pe alți predicatori. Se spune, bă, ăștia-s legaliști. Nu suntem legaliști. Mântuirea e prin har. Dar omul lui Dumnezeu mântuit trebuie să trăiască în lumina lui Dumnezeu. Omul lui Dumnezeu mântuit are obligații să iasă afară din lume. E plin Vechiul și Noul Testament de exemple. Oprește-te să încalci porunca. Nu fi victima ispitelor. Ascultă-mă, frate și soră, toți suntem ispitiți. Asta e prima fază, suntem atrași. Dar în momentul în care a apărut interdicția și Dumnezeu spune nu, oprește-te, oprește-te. Nu căuta să te justifici, dar acum lumea ia cuvântul, găsește o justificare și se duce înainte. Așa cum merge boul la măcelărie, așa cum merge animalul la abator.
așa cum merge cineva la moarte, așa se duc oamenii înainte, pentru că nu le mai pasă de ce spune Dumnezeu și nu le pasă de ce spune Dumnezeu, pentru că firea pământească e pe invers. Fraților, niciodată firii pământești n-a fost bun cuvântul lui Dumnezeu. Niciodată firii pământești nu i-a plăcut cuvântul lui Dumnezeu. Firea pământească trebuie răstignită, trebuie călcată în picioare, trebuie omorâtă, dar nu moare până în ziua morții. Dar până atunci trebuie să ne luptăm împotriva ei. A venit diavolul acum și mai șmecher ca oricând, că a ridicat orice stăvilar și vinde la oameni, îi îmbată pe oameni cu apă de diet. Și teribil, e teribil când te uiți în lume, dacă ești un om al lui Dumnezeu, dacă îl iubești pe Dumnezeu, dacă iubești sfințenia, dacă iubești cuvântul, te sperii de ceea ce vezi. Oare de ce în grădina Ghețiman Domnul a zis: rugați-vă ca să nu cădeți în ispită, Duhul plin de râvnă, carnea e neputincioasă. Ascultă-mă, și carnea ta și carnea mea, asta e firea, e neputincioasă și ne duce numai la rău. De-aia trebuie pus frână, de-aia trebuie să nu încetăm, să ne luptăm în continuu. De-aia Apostolul Pavel, Galaten 5:16 în jos, spune: umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Ascultați, care sunt ale firii pământești? Faptele firii pământești, de la versetul 19, sunt cunoscute și sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idol, vrăjitoriile, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri, ce se întâmplă cu ei? Ce se întâmplă cu ei? Nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Care parte din pasajul ăsta nu înțeles de lumea noastră? Care parte din pasajul ăsta nu înțeleg chiar și unii credincioși? Mă rog să fie puțini ăștia unii. Care parte nu înțeleg? Nu vor să înțeleagă, dar e simplu, fraților. Uitați-vă, cine trăiește în lucrurile astea nu va vedea, nu va moșteni împărăția lui Dumnezeu. Așa că nu te juca, nu glumi, nu glumi cu păcatul, cu lucrurile condamnate de Scriptură. De ce credeți că noi predicăm uneori lucruri care nu plac firii pământești, cu care unii dintre dumneavoastră nu sunteți de acord, pentru că credeți că se poate și altfel? Dar de ce predicăm? Pentru că e scris. Că dacă Dumnezeu a zis așa e bine și așa nu e bine, noi ne ținem de ce zice Dumnezeu. De ce predicăm împotriva bijuteriilor? Pentru că scrie. De ce vorbim de învelitoare la femei? Pentru că scrie. De ce vorbim împotriva tunsorii aiurea la bărbați? Pentru că scrie. De ce vorbim despre modestie și umilință în îmbrăcăminte? Pentru că scrie. De ce vorbim împotriva alcoolului, a tatuajelor, la LGBTQ+, la intimitate în afara căsătoriei sau înainte de căsătorie? De ce vorbim împotriva certurilor, certurilor de partide, mâniilor, neînțelegerilor, dezbinărilor, geloziei, îmbuibărilor de mâncare, răutate, ură, răzbunare, înșelătorie, vicleșug? De ce? Pentru că toate acestea sunt atracții ale firii pământești. Dar Dumnezeu spune nu, Dumnezeu le interzice și de aceea spun în seara aceasta: ai grijă. Dacă cuvântul spune altfel decât cum place firii tale pământești, de cine ar trebui să asculți? Fă un test, fratele meu, sora mea, fă un test. Dacă ție îți place altfel decât cum spune Scriptura,
Dacă îți place invers, Biblia spune așa e bine, ție îți place altfel. De unde vine plăcerea asta? Din Duhul Sfânt sau din firea pământească? Și dacă vine din firea pământească, sigur vine, eu am zis dacă, dar sigur vine din firea pământească. Dacă vine din firea pământească, de ce asculți de firea pământească? De ce n-asculți de ce spune Scriptura? Fă-ți un test. Ia pe rând lucrurile care plac firii pământești și pe care Dumnezeu le condamnă. Ia, fă-ți un tabel și vezi care sunt lucrurile care îți plac ție și crezi că sunt ok, dar Biblia le condamnă. Dumnezeu vorbește împotriva lor prin Scriptură. Oprește-te, îndreaptă-te, corectează-te, pocăiește-te. E un timp de har. Nu ne permite Dumnezeu să ieșim în afara a ceea ce este scris. Eu nu vorbesc aici că noi o să fim oameni perfecți, o să fim oameni desăvârșiți și noi prin meritele noastre o să intrăm în împărăția lui Dumnezeu. Nu ăsta e subiectul. Subiectul următorul. Noi am fost mântuiți prin jertfa lui Hristos. Dumnezeu ne-a descoperit dragostea lui la Calvar. Prin credința în El suntem socotiți neprihăniți. Nu-i vorba de neprihănirea noastră, dar pentru că Dumnezeu ne-a mântuit, pentru că ne-a scris numele în ceruri, pentru că ne-a inclus în biserica Lui, pentru că ne-a dat o carte sfântă și o învățătură sfântă, avem obligația să luăm în serios ce spune Dumnezeu, nu ce place firii tale pământești. Exemplu simplu, dacă o soră vine cu rochie scurtă până aici, două palme deasupra genunchilor și strâmtă ca poate, că abia poate să umble. De unde vine asta? Din fire sau din duh? E pentru Dumnezeu lucrul ăsta? Sau este pentru ca să cauzeze o atracție a firii pământești care e păcătoasă? Am dat un exemplu, dar exemplele pot să continue. Frați și surori, în fiecare zi, firea pământească ne atrage. Acolo unde Dumnezeu spune stop, acolo unde Dumnezeu interzice, trebuie să ne oprim. Și dacă nu putem, ne rugăm, rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Pentru că cine cade în ispită, comite un păcat. Cine comite un păcat, păcatul aduce moarte. Și noi vrem să trăim și să trăim pentru Dumnezeu. Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Mă bucur că ați ascultat mesajul ăsta. Mă bucur că o să vă facă bine și o să ne facă bine. Și dacă nu e așa plăcut, că nu e așa plăcut, n-am avut multe ocazii să spunem mult amin și aleluia, că uneori cuvântul ăsta o tăiat pe undeva. Dar dacă ai lăsat cuvântul ăsta să-ți vorbească și logica, cam în sens, de la Duhul Sfânt, îți va face bine sufletului. O să mergi acasă binecuvântat, o să te bucuri, o să dai slavă lui Dumnezeu. Și ai ocazia și posibilitatea să te mai îndrepți, să te mai corectezi. Și băieți, și fete, și frați, și surori, și noi toți. Să fim mai aproape de Domnul și mai buni. Zic, Doamne, ajută-ne la lucrul ăsta. Cred că cuvântul ăsta ne-a făcut bine. Că din partea Domnului l-am primit și așa cât de greu a fost de predicat, a fost pentru binele nostru. Aș dori ca să ne rugăm pentru frații, surorile, tinerii care pleacă în România. În prima fază și în aceeași fază o să ne rugăm și pentru fratele Gină. Chemăm să vină în față. Haideți să ne ridicăm cu toții înaintea Domnului. Rugăm tinerii, frații, surorile care pleacă în România să vină în față. Preună cu fratele Alex, cine mai pleacă? Fratele Edi, încă nu am o listă întreagă, dar cei care plecați în România, unde sunteți? Aici, come on. Come on, nu așteptați invitații speciale. Și repede, chiar dacă n-ați făcut armata, repede, haideți. Și băieți, și fete, frați și surori. And brother Jean, if you want to come forward, we will pray. We will pray for you together with them and everybody else that goes with the servants of God. We'll pray together. I think there should be some girls. Probably the girls are already gone in Romania. Some of them are probably already gone. Some of them are not here. But there's still some people missing. We ask you to kneel down. The church will stand. Vă rugăm să îngenunchiați, young people, if you kneel down. And the church will stand. Frații slujitori, rugăm să vină în față.
Ne rugăm pentru ei și pentru cei care o să mai vină, dacă mai vin între timp, după care vă rog să nu plecați, după rugăciunea pe care o facem pentru ei, facem rugăciunea pentru copii, pentru copii și învățători, de la școala duminicală, învățătorii, cei de care au participat și participă la VBS, au apărut surorile. Thank you very much. God bless you.